S-a relaxat la piscină înainte să se bată cu maghiarul Janos Elek în gala Bombardier pentru România, transmisă în direct de CSPTV sâmbătă seara de la ora 21. Sunt pe ultima 100 de metri, iar maestrul meu, Constantin Apostol, și cu fratele meu, Marius, au avut grijă de mine să mă aducă la spa, la piscină, să mă relaxez și să fac puțină saună. Alex the Bomber Niță e relaxat înaintea luptei cu ungurul Janos Elek pentru centura europeană SFC. A notat și s-a băgat în saună. Programul a fost bine pus la punct pentru ca Niță să fie în categorie la cântarul oficial. Dulciurile de la Moș Nicolae așteaptă până după gală. Înțeleg că îți plac totuși dulciurile. A venit Moș Nicolae, ți-a adus ceva? Ciocolată? L-am rugat ca anul ăsta. Ca anul ăsta să nu vină, pentru că după meci mai mult ca sigur va veni, dar nu acum. Gala SFC Bombardier pentru România se va desfășura la Sala Giuleș și va fi transmisă în direct de GSPTV sâmbătă seara, de la ora 21. Salut, sunt Alex de Bombărniță și sâmbătă vă aștept în direct la GSPTV de la ora 21 să urmăriți în transmisiune live gala SFC.